Din 15 octombrie, data la care s-a început preluarea dosarelor, până în prezent au fost depuse 2.424 de dosare pentru locuințe încălzite cu gaz, 49 pentru încălzirea cu lemne, iar 69 de solicitări au fost depuse pentru încălzirea cu ajutorul energiei termice. În sezonul rece 2011-2012, în aceeași perioadă, 15 octombrie-15 noiembrie, s-au preluat 2.967 de dosare. Serviciul de specialitate din subordinea Consiliului Local va efectua anchete pentru a stabili corectitudinea datelor înscrise în dosarele depuse. În cazul constatării unor nereguli, cei în cauză vor restitui sumele care au fost încasate fără respectarea prevederilor legale. În sezonul rece trecut, în urma verificărilor, un număr de 86 de beneficiari au fost nevoiți să înapoieze sumele primite, având în vedere că nu se încadrau în prevederile legale pentru a primi ajutor.